Bună tuturor! Sunt Nicoleta și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre cea mai așteptată, îndrăgită și probabil complicată temă, articolele de Adidas și careva sfaturi și trucuri utile pentru a le învăța și memoriza mai ușor. Va fi un filmuleț încărcat cu mult vocabular din diferite domenii, de aceea vă îndemn să vă luați carnețelele, să vă faceți notițe și să profitați din plin de acest video pentru a le învăța mai ușor. Nu uita să te abonezi la canal și să începem! Întâi de toate o să vă rog să nu traduceți articolele din română în germană sau să le asociați pentru că regulile sunt diferite, chiar dacă sunt mai multe mituri despre cum nu-ți ajunge o viață să înveți și să memorizezi toate articolele la cuvintele în germană, eu vă recomand câteva reguli spre orientare pentru că poate reușim împreună totuși. În primul rând vă propun să discutăm despre articolul masculin der. E bine de știut că toate persoanele masculine, cât și profesiile, vor fi întotdeauna însoțite de articolul der. Așadar, fata, bruda, arț sau chiar lehrer și desigur multe altele vor fi întotdeauna masculine. O altă regulă importantă se referă la cele patru anotimpuri. Așadar, Frühling, Sommer, Winter și Herbst vor fi întotdeauna însoțite de articolul masculin der. De asemenea, lunile anului și zilele săptămânii vor fi însoțite de articolul der. De exemplu, de ianuar, de februar, de april, de mai și, bineînțeles, de Montag, de Dienstag, de Sonntag. Aceeași regulă se aplică și la cuvântul lună, care în germană va fi der Monat. Aici însă avem o mică excepție, care se referă la cuvântul săptămână, care în germană va fi însoțit de articolul die, adică în traducere die Woche. Următoarea regulă va fi despre precipitații, care în germană sunt toate masculine. Așadar, dacă în română ploaia, ninsoarea sau chiar grindina sunt feminine, atunci în germană ele vor fi masculine, deci der Regen, der Schnee, de Hagel și, desigur, celelalte tipuri de precipitații. La fel, masculine, adică însoțite de articolul der, vor fi și punctele cardinale. E bine să le cunoașteți, iată de ce, haideți să le repetăm împreună. De Nord, de Süd, de Ost, de Vest. Denumirile de mărci de mașini, cum ar fi de BMW, Audi, Volkswagen și, desigur, celelalte. Denumirile de trenuri, de exemplu, de ICE și substantivele derivate din verbe fără sufix, de exemplu, der Gang, der Fang. În continuare o să vă prezint alte reguli pentru articolul der, însă vă rog să fiți atenți, pentru că vor fi însoțite și de unele excepții. Așadar, dragii mei, iată că încep și regulile interesante. Să știți că toate băuturile alcoolice, cum ar fi vinul, coniacul, vodka, whisky și celelalte, desigur, vor fi masculine, excepție făcând doar berea, care este însoțită de articolul das. Așa deci, der Wein, însă das Bier. O altă regulă se referă la toate râurile din afara Europei, care la fel vor fi toate însoțite de articolul der, de exemplu, der Mississippi. În continuare urmează să vă prezint și alte reguli care o să vă ajute la detectarea articolelor substantivelor, și anume luând în considerație terminațiile cuvintelor. Urmează să vă prezint terminațiile însoțite de exemple și, bineînțeles, de excepții. Primele cuvinte la care vreau să ne referim se termină în er, care de obicei provin de la verbe, de exemplu, fara, lera, spreșa. O altă terminație este ismus. Careva exemple ar fi de jurnalismus, rasismus, alcoolismus. Deci, după cum am menționat, toate acestea vor fi însoțite de articolul der. Următoarele terminații au în cele mai dese cazuri articolul der, dar sunt și unele excepții. Acestea ar fi terminațiile and sau end, de exemplu, der student, pacient, emigrant, elefant. Excepții de la aceste terminații sunt das Croissant, das Restaurant. Următoarea terminație este Ling. Exemple ar fi Schmetterling, Zwilling, Schützling, iar excepții vor fi das Dribbling, das Bowling. O altă terminație este Or, întâlnită în cuvinte așa ca Motor, Traktor, Direktor, care sunt masculine, iar excepțiile sunt das Gegentor, das Chlor. Aceeași regulă se aplică și la terminația er. Cuvintele fata, bruda, makla sunt însoțite de articolul der, iar excepțiile sunt die Butte, das Fenster, die Leiter, die Mutter. O altă terminație bine de știut este ish, de exemplu der Pfirsich, der Pisch. Cam atât pe astăzi cu articolul masculin der, iar în cele ce urmează vom descoperi secretele articolului die. Întâi de toate, toate persoanele, funcțiile și profesiile feminine vor fi die.
De exemplu, die Lehrerin, die Ärztin, die Mutter, die Schwester. La fel feminine vor fi și denumirile mărcilor de motociclete, de exemplu, die Yamaha, die Ducati, și denumirile de nave și avioane, de exemplu, die Boeing, die Titanic. Tot feminine vor fi și numerele cardinale, de exemplu, 1, 2, 3 și desigur celelalte. Și nu în ultimul rând, toate plantele și copacii la fel vor fi însoțite de articolul die, de exemplu, die Birke, die Chrysanthemum, die Rose, însă, excepție va fi der Ahorn, das Veilchen. Mai departe, haideți să ne referim la terminațiile care ne spun că substantivele ce urmează sunt feminine. Acestea sunt întâi de toate majoritatea cuvintelor care se termină în litera E. Careva exemple ar fi die Nase, grenze, lampă. Excepția ar fi der Junge sau der Friede. Alte terminații tipice pentru articolul die sunt Fald, cum ar fi die Vielfalt, Heit, așa ca Freiheit, Sicherheit, Kite, un exemplu ar fi Möglichkeit, Schaft, exemplele iubite de toți sunt Freundschaft și Mannschaft. Cuvintele ce sunt derivate din verbe, dar se termină în litera T, sunt la fel feminine, de exemplu, die Fahrt, Tat, și nu în ultimul rând terminația Ung. Unele exemple ar fi die Zeitung, Entfernung, Bewegung. Mai mult de atât, substantivele provenite din limbi străine cu sufixele de mai jos au la fel articolul die. Și aici mă refer la sufixul ade, de exemplu, die marmelade, age, de exemplu, die garage, ans și ents, exemple cunoscute de toți fiind eleganți, existenți. Tot feminine vor fi și cuvintele ce se termină în ic, de exemplu, die muzic, sau și cele ce se termină în ion, așa ca die discussion. Și nu în ultimul rând sufixele tet, de pildă qualität, sau chiar și ur, cuvântul exemplu cunoscut de mulți dintre voi fiind agentur. Probabil vă pare o listă infinită, dar vă mai prezint încă trei terminații și anume ai, unele exemple sunt Metzgerei, excepție făcând cuvintele das ai și der Papagei. La fel terminația ie spre ilustrare, diplomatie, psihologie. Ei bine, dragii mei prieteni, iată că am ajuns și la articolul neutru das. Întâi de toate, e bine să știți că toate diminutivele ce se termină în schön și lein vor fi întotdeauna neutre. Spre exemplificare, das Brötchen, das Mädchen și cu cealaltă terminație, das Fräulein, das Häuslein. O altă regulă importantă se referă la substantivele care derivă de la verbele la infinitiv. Deci, efectiv, în limba germană, practic orice verb poate fi transformat în substantiv dacă îl scriem cu literă mare însoțit de articolul das. Exemple sunt multe, însă unele dintre ele ar fi das Denken, das Essen, das Schreiben și desigur multe altele. Tot neutre vor fi și substantivele care derivă din adjective, de exemplu, das Gute, das Böse. O altă regulă importantă se referă la culorile, care în limba germană sunt la fel neutre, careva exemple, das Gelb, das Rosa, das Blau și așa mai departe. De asemenea, neutre vor fi și elementele chimice din tabelul periodic, cu excepția celor care se termină în Stoff, pentru că sunt cuvinte compuse, de exemplu, der Wasserstoff, der Stickstoff, Sauerstoff, vor fi toate masculine. Tot neutre vor fi și metalele, de exemplu, blei, messing, țin, dar excepția aici vor fi die bronze, der Stahl. Fracțiile vor fi la fel neutre, de exemplu, das Drittel, das Viertel, excepție făcând doar fracția o doime, die Hälfte. În plus, avem și aici terminații specifice, de exemplu, substantivele cu sufixul ial vor fi întotdeauna neutre, de exemplu, das Potenzial, das Material. Și majoritatea substantivelor cu următoarele terminații vor fi la fel însoțite de articolul das. Așa ca ment, de exemplu, instrument, parlament, excepție fiind de țement și de consument. La fel terminația nis, pe care o găsim în multe exemple, unele fiind Ergebnis, tennis, dar excepția este die Erlaubnis. Tot tipic neutră este și terminația o. Exemple tipice ar fi conto, auto, iar excepțiile sunt de avocado și de euro. Și spre final avem terminația um, de obicei în mod special aplicându-se la cuvintele de proveniență latină. Careva exemple sunt datum, publicum, muzeum, stadium. Nu în ultimul rând, vreau să vă zic și câteva reguli generale. Deci toate substantivele la plural vor lua articolul di, iar substantivele compuse vor lua articolul ultimului substantiv. Deci, das Haus, die Tür,
rezultă Die Haustür. Iată că am ajuns și la finalul acestui filmuleț, nu vă asigur că le veți asimila din prima, însă dacă veți viziona acest video de mai multe ori, veți începe să le observați și să le atribuiți corect. Cuvântul zilei de astăzi este Die Geduld, ceea ce înseamnă răbdare. Pentru că acesta este primul lucru ce vi-l doresc dacă sunteți în procesul învățării articolelor în germană. Dacă doriți să ne vedem și marțea viitoare la ora 3, vă invit să lăsați un like, să vă abonați la canal și să distribuiți acest filmuleț mai departe. O zi frumoasă să aveți și pe curând!